după live-ul pe care l-am făcut dimineață, am primit mai multe comentarii, am primit și ceva privat legat de neparticiparea la slujbele bisericilor, dacă e posibil a face ceva, dacă e normal, dacă e corect. O persoană mi-a spus că nu are biserică aproape. Dom'le, dacă n-ai biserică aproape, trebuie să te duci la o biserică departe. Deci a nu fi aproape de o biserică nu e un motiv ca să nu te duci la biserică. La fel cum unii călătorești 70 de km în fiecare zi dus, 70 întors, ca să se ducă la muncă, ca să-și câștige ceva pentru trup și pentru familie, la fel ar trebui să dăm foarte mult pentru sufletul nostru, pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru biserică. Iar dacă e foarte, foarte departe, dacă prioritatea numărul 1 a vieții tale este sufletul tău, familia ta, relația cu Dumnezeu, relația cu frații, atunci vei cheltui, vei face efort și te vei muta. Acum mai mult timp, oamenii dădeau foarte mult, foarte, foarte, foarte mult pentru a fi parte dintr-o biserică sănătoasă, cu credincioși. Se mutau adunări întregi, da? Fie din cauza persecuției, fie din cauza faptului că nu erau adunări sănătoase. Deci dacă nu ai adunare aproape, du-te departe sau mută-te. Altcineva mi-a spus, domnule, dacă pui așa de multă importanță pe adunare, asta înseamnă că nu-s mântuit fără adunare, fără biserică, că mântuirea ar depinde cumva de biserică? Nu, mântuirea nu depinde de biserică, mântuirea este doar prin Domnul Iisus Hristos, prin credință, prin har, prin Domnul Iisus Hristos, prin Evanghelie. Dar, Evanghelia, care este despre Hristos și mântuirea din Hristos, atunci când este predicată și ajunge în viața oamenilor, această Evanghelie atunci când este primită, această Evanghelie dă roade. Și unul dintre principalele roade ale Evangheliei, unul dintre principalele rezultate, efecte, dovezi, este alăturarea la Biserica Domnului Iisus Hristos. Da? Așa că, deși biserica nu te mântuie, totuși biserica este rezultatul lucrării ispășitoare, mântuitoare, răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Și dacă înțelegi lucrul acesta, atunci vei face parte dintr-o biserică. Mai mult, biserica este locul în care, deși ea nu produce în sine mântuire, totuși ea este locul în care alți oameni sunt mântuiți, este locul în care oamenii sunt maturizați, este locul în care oamenii sunt sfințiți, este locul în care Dumnezeu dă har credincioșilor ca să crească în asemănare cu Domnul Iisus Hristos. Deci, dacă tu spui că ești mântuit și spui, domnule, eu nu fac parte din nicio biserică, pe mine nu mă mântuiește biserica, asta arată o problemă lăuntrică a inimii, da? Arată faptul că nu iubești pe frații tăi, nu iubești pe aceia care cred în același fel ca și tine în Domnul Iisus Hristos. Altcineva mi-a spus, domnule, eu nu mă duc la biserică, n-am nimic de învățat acolo. Acum, chestiunea asta trădează foarte multă aroganță și ignoranță. Spun foarte direct lucrul ăsta. E imposibil. Și dacă într-o adunare ar exista numai oameni neînvățați, ignoranți, care știu Biblia foarte puțin, e imposibil să nu ai ceva de învățat. Oamenii vor prezenta dintr-o anumită perspectivă adevărul lui Dumnezeu încât vei învăța ceva. O perspectivă, un unghi la care niciodată nu te-ai gândit. E imposibil să te duci într-o adunare a Domnului Iisus și să nu ai ce învăța. Indiferent cât de neînvățați și nepregătiți ar fi oamenii. Deci cu neputință să nu ai nimic de învățat. Da? Dar, pe deasupra, nu e niciun la biserică numai ca să învățăm ceva. Eu nu zic, stau acasă că n-am nimic de învățat. Sunt așa de învățat și de deștept și de priceput și de pregătit în teologie că nu am nevoie să mă duc să învăț nimic acolo. Noi nu ne ducem la biserică numai ca să învățăm ceva. Noi ne ducem în prezența Sfinților, în adunarea Sfinților, în Biserica Domnului Iisus Hristos, ca să avem parte de legătura frățească, ca să ne folosim darurile spirituale, ca să facem să se propage, să se răspândească împărăția lui Dumnezeu, ca să ajutăm pe ceilalți, să îi sprijinim, ca să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Sunt multe alte motive pentru care ne ducem la adunare, nu doar ca să învățăm ceva. Dacă ar fi fost doar asta, da, ai fi putut să spui la un moment dat, domnule, am ce învăța, dar nu foarte multe lucruri. Oricum nici asta nu e adevărat, dar și dacă ar fi adevărat, nu ăsta este singurul scop pentru care ne ducem la adunare. Și am auzit lucrul ăsta foarte des și îl ating în final. Unele persoane zic, domnule, nu mă duc la biserică pentru că acolo sunt oameni care trăiesc în păcat și așa mai departe. Chestiunea asta am auzit-o atât la credincioși cât și la necredincioși, la oamenii din lume. Nu mă duc la biserică că acolo sunt numai oameni păcătoși. Tu care spui lucrul ăsta ești un om păcătos.
Ceea ce faci este să faci o clasare între păcatele tale și păcatele lor. Deci păcatele mele într-un fel sunt mai mici, păcatele lor sunt mai mari și nu mă duc acolo la ei. Greșit, greșit. Biserica nu este formată din oameni fără păcat. Nu, biserica este formată din oameni păcătoși, dar care sunt mântuiți și sunt angajați într-un proces progresiv, ascendent al sfințirii. Pentru asta este biserica. Într-adevăr, dacă tu ești perfect, nu ai ce căuta acolo, dar nu ești. Și asta trădează o ignoranță spirituală, o lipsă a luminii spirituale. Să ajungi să vorbești în felul ăsta despre biserică. Domnule, nu mă duc acolo, că sunt numai păcătoși acolo, numai oameni care fac păcate grele. Nu mă duc acolo să mă fac părtași cu ei. Asta trădează o ignoranță spirituală cu privire la propria stare crasă, foarte periculoasă. Dacă Dumnezeu te-ar duce într-o, ți-ar da o lumină spirituală și te-ar duce în prezența Lui și ți-ar arăta slava și sfințenia Lui, ai spune ca prorocul Isaia, vai de mine, sunt pierdut, sunt nenorocit, sunt condamnat, că sunt un om cu buze necurate. Și Isaia nu era un scandalagiu, Isaia nu era o scursură a societății, nu era un imoral. Da? Nu era în felul acesta. La fel cum Pavel nu a fost așa când era iudeu și totuși spune despre el că era cel mai mare dintre păcătoși. Totuși el a iubit biserica, totuși s-a preocupat de biserici care aveau foarte, foarte mari probleme. Chiar dacă biserica ar fi plină de păcătoși, ce faci tu pentru ei? Ce faci pentru ei? E ușor să spui, ăștia sunt păcătoși, sunt în biserică oameni cu probleme. Ce faci pentru oamenii ăia? Dacă Dumnezeu poate ți-o da lumină să vezi păcatele lor, poate ți-o da lumină ca să-i ajuți, nu să-i critici, nu? Bineînțeles, a lăsa, a trăi într-o comunitate de oameni care sunt dezinteresați de sfințenie, care sunt total dezinteresați de sfințenie, într-adevăr, nu înseamnă să faci parte dintr-o biserică, aia nu este biserică. Dar mă îndoiesc să existe o biserică a Domnului Iisus care să n-aibă niciun fel de preocupare pentru sfințenie. Da, aia este o biserică apostată, dar mi-e greu să cred că sunt adunări care, ale Domnului Iisus Hristos, care au o doctrină cât de cât curată, care n-au niciun fel de preocupare pentru sfințenie. Într-adevăr, dacă sunt adunări de genul ăsta, astea nu mai sunt adunările Domnului Iisus, sunt biserici apostate, sunt sinagogile satane. Dar legat tot de lucrul ăsta, gândiți-vă la biserica din Corint, câte scandaluri, câte probleme erau acolo. Apostolul Pavel nu le zice celor din Corint, mă, voi ăștia care sunteți buni acolo în biserica din Corint, lăsați biserica și plecați, că ia niște păcătoși să-mi bată la cina Domnului. Altul imoral, trăiește cu nevastă lui Taixu și așa mai departe. Pavel nu spune lucrul ăsta. Pavel îi mustră și Pavel face ceva pentru ei, da? Chiar dacă biserica sau adunarea din care îi faci parte are probleme, fă ceva pentru lucrul ăsta, da? Fă ceva pentru lucrul ăsta. Dacă ești un mădular sănătos, vei reacționa pentru binele trupului, nu împotriva trupului. Deci nu împotriva trupului. Întrebarea nu este dacă adunarea e compusă din oameni perfecți. Am spus, nu sunt oameni perfecți acolo. Întrebarea este, întrebarea ultimă este, care e direcția adunării? Aici e un lucru important, să faci diferența dintr-o biserică cu probleme, care are oameni cu probleme în ea, poate probleme mari, și o biserică care e apostată, care e rătăcită, care e lipsită total de prezența lui Dumnezeu. Întrebarea este, care e direcția adunării? Care e dispoziția adunării? Sufletul adunării, ADN-ul adunării? În ciuda problemelor, adunarea se luptă ca să rezolve lucrurile acelea. Poate nu aplică cele mai bune metode, poate nu are reușită totdeauna. Dar întrebarea este, care e direcția, care e dispoziția, care e înclinația întregii adunări? Vrea să rezolve problemele alea? Dacă da, acolo este un sentiment al sfințeniei lui Dumnezeu. Acolo este un semn al lucrării Duhului Sfânt, care îi convinge de păcat, care îi convinge de necesitatea sfințeniei, de pocăință, de autodisciplinare, de disciplinare în biserică și așa mai departe. Deci oameni perfect nu sunt în adunare. Nu există adunare perfectă, adunare ideală, decât asta va fi adunarea în împărăția lui Dumnezeu, în ceruri. Da? Dar întrebarea care se pune legat de punctul acesta al sfințeniei, al prezenței păcătoșilor acolo, este care e dispoziția adunării. Teama unora, dar este o scuză. Este o scuză, este, domnule, nu vreau să mă fac părtaș, că Biblia spune să mă fac părtaș cu păcatele altora. Chiar tu însuți ești un păcătos. Dacă biserica ar fi perfectă, când intri tu acolo, biserica aia și-a pierdut sfințenia. Pentru că tu ești însuți un păcătos. Ei să fac părtaș cu păcatele tale. Și să presupunem că nu știi păcatele din biserică. Te mai faci părtaș sau nu cu păcatele lor? Mulți păstori care au botezat sute de oameni, mulți slujitori, mulți oameni au stat zeci de ani în adunare și au trăit în păcate grele. Asta înseamnă că te-ai făcut părtaș păcatele lor? Că Dumnezeu te consideră pe tine responsabil pentru păcatele lor? Nu cred că putem să facem retorica asta. Și cred că asta este doar un fel de a te scuza în a nu participa la viața bisericii. Și o altă chestiune pe care am auzit-o,
tot astăzi, este că toate denominațiile, toate cultele, lucrarea satanei și nu biserica Domnului Iisus, totul e apostazie și se, la un moment dat văd că se postulează ideea asta, se promovează ideea asta ca și cum e foarte grozav omul care nu face parte din nicio biserică, din nicio denominație, din, nu e afiliat la nimic. El cu Dumnezeu acasă e foarte bine. Lucrul ăsta nu este așa. Deci lucrul ăsta nu este așa. Cei mai mulți, într-adevăr, eu nu fac parte dintr-o biserică, din vreun cult sau din vreo denominație. Dar, să spui că în bisericile din cultele acestea sau din denominații nu sunt oameni credincioși, sau să spui că adunări în care sunt majoritatea oamenilor, oameni care îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos, care predică cuvântul, așa cum știu ei, care încearcă să trăiască în sfințenie, care încearcă să împlinească voia lui Dumnezeu. Să spui că doar pentru simplu fapt că au o etichetă, baptist, creștin după Evanghelie sau altceva, doar pentru că are o etichetă, s-a postat și n-au nicio treabă cu Dumnezeu și să rătăciți în sinagoga satanei, pentru mine lucrul ăsta este foarte periculos și pentru mine lucrul ăsta trădează o ignoranță crasă. No, oamenii n-au nicio treabă cu eticheta. Oamenii nu ar muri pentru o etichetă. Oamenii nu mor că sunt creștini după Evanghelie. Oamenii nu și-ar da viața pentru eticheta de baptist. Oamenii aceia, dacă sunt credincioși, și-ar da viața pentru Domnul Iisus Hristos. Oamenii aceia sunt interesați de cuvântul lui Dumnezeu, de sfințenie, de comunitate, de împărăția lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu și așteaptă venirea Domnului. Oamenii nu au o etichetă că așa au fost numiți la un moment dat din anumite motive, da? De simplu lucru de a face parte dintr-un cult sau dintr-o denominație sau dintr-o asociație sau dintr-o părtășie, cum vreți să-i spuneți dumneavoastră, simplu acesta fapt nu spune mare lucru, da? Întrebarea care se pune este dacă acei oameni, dacă acea părtășie, dacă acea adunare este compusă din oameni credincioși, din oameni care îl iubesc pe Domnul Iisus, care trăiesc în sfințenie, care caută să împlinească voia lui Dumnezeu și așa mai departe. Deci a stat deoparte și să spui, eu nu mă duc la nicio biserică că toate bisericile astea din cult îți rătăcii și așa mai departe. Unu-i fals lucrul ăsta. Deci e fals. A face parte dintr-un cult nu te face biserica apostată. Să fie foarte clar. Sunt biserici apostate în cultele din lumea asta? Sigur că sunt. Sigur că sunt. Dar nu asta le face apostate fiindcă au o etichetă. Da? Și în al doilea rând, ok, să presupune că mintea ta, cultul e ceva foarte, foarte, foarte rău. Denominația. Și nu vrei să te duci la o adunare dintr-un cult. Foarte bine, nu e niciun fel de problemă. Du-te la una care nu e în cult. Du-te la una care nu e în cult. Găsește o adunare sănătoasă. E imposibil Dumnezeu să fi lăsat fără o adunare sănătoasă. E imposibil ca cineva să fi reușit să dărâme Biserica lui Hristos și tu în anul 2018 să nu găsești o adunare din care să faci parte. Așadar, în clipul ăsta, mai lung sau mai scurt, am vrut să abordez câteva scuze pe care le folosesc cu oamenii ca să nu participe la viața adunării, să nu facă parte dintr-o adunare. Și repet, nu mă refer aici la un cult, la o denominație, la o structură religioasă, la orice de genul ăsta. Mă refer la adunarea locală a Domnului Iisus Hristos, la un trup local. Trebuie să facem parte din trup local. Iisus Hristos a murit și a format în urma morții sale și în urma coborârii Duhului Sfânt și a botezului cu Duhul Sfânt adunarea Lui. Iar această adunare se manifestă în trupuri locale, în adunări locale, în grupuri de credincioși care se adună împreună ca să facă voia lui Dumnezeu, să promoveze interesele împăratului nostru și interesele împărăției lui Dumnezeu. Din punctul meu de vedere, nu există niciun motiv ca să nu faci parte dintr-o adunare. Da, trebuie să fii atent, trebuie să cauți o adunare care reprezintă voia lui Dumnezeu. Și în concluzie, cunoști autenticitatea unui adunări în primul rând. În primul și în primul rând, sunt mai multe semne, dar în primul rând datorită Evangheliei sau prin Evanghelie. Dacă acolo este prezentă Evanghelia, dacă acolo e prezent Hristos, dacă se predică Hristos curat, dacă se predică Hristosul Bibliei, dacă se predică Evanghelia, acolo este o adunare a Domnului Iisus Hristos. Dacă nu se predică Hristosul Bibliei, dacă nu este Evanghelia acolo, atunci aia nu este o adunare adevărată, este o adunare apostată. Poate fi independentă, poate să fie într-un cult, poate să nu fie niciun cult, nu contează. Acesta este semnul distinctiv. Asta au spus și reformatorii, prin care Dumnezeu a adus lumină acum 500 de ani, acum 500-600 de ani. Asta au spus, primul semn al unei biserici adevărate este predicarea Evangheliei. Și ăsta este testul pe care trebuie să-l punem totdeauna la orice grup, la orice mișcare, la orice denominație, la orice cult, la orice adunare, la orice grup de credincioși. Se predică acolo Hristosul Bibliei sau se predică un Hristos inventat, un Hristos fals? O plăsmuire a minților oamenilor. Un Hristos care răspunde nevoilor lor. Să predică Hristosul Bibliei. Te poți uita în Scriptură și să spui, da, Doamne, să predică tot, toată identitatea lui Hristos, toată lucrarea lui Hristos. Oamenii ăștia nu taie nimic din Hristos. Atunci este un grup în care Dumnezeu lucrează, este un grup acolo în care lucrarea Duhului Sfânt este cu adevărat
puternică. Este cu adevărat puternic. Ăsta este testul. Testul final este dacă în locul acela este onorat Hristos, este predicat Hristos, este studiat Hristos, este iubit Hristos, este sfințit Hristos în locul acela, dacă Hristos se manifestă în locul acela. Asta este întrebarea. Și în locul în care se predică Hristos, adică Evanghelia, mântuirea prin har, prin credință, prin Domnul Iisus Hristos, sub lucrarea Duhului Sfânt, acolo oamenii se convertesc. Și după ce oamenii se convertesc, ei se adaugă la biserică și se formează biserica. De aceea, Evanghelia și Hristos este semnul distinctiv esențial al unei biserici sănătoase. De aceea, Dumnezeu să vă binecuvânteze și sper că sunteți deja pe drum spre o părtășie, spre o adunare.